Salutare tatăl meu și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Astăzi ne voi juca Castle Crash. Peste un fel de Clash Royale. Este doar cu castele. Uite, vedeți? Deci am fost castelul 1, training castel. Nu, ăsta e castelul 1. Apoi castelul 2 și sunt în castelul 3. Ok, hai să deschidem acest silver chest. Ce ne dă? Ok, am pus așa. Ok. Golem, skeleton și dwarf. Ok. Da. Am pus astea de cum eu. După cum vedeți, am astea care rup. Astea două. Sunt bune rău. În fine. Hai să deschidem și gestul ăsta. Mă nevează un pic că dau de mai multe ori click și... Da, uite și tu. Nu, nu, am dat din greșeală battle. În fine, o să vedeți cum este jocul ăsta. Cred că l-ați mai văzut la alt youtuber, mult mai popular ca mine. Bine, eu n-am niciun abonat, dar în fine. Ok, mai... Dar doar... Doar de acolo să fac. Bă... Tactica este să ai cât mai mult elixir. Cred că aia nu s-a ocupat de aia, povești serios. Și cred că o să mă bată, pentru că dacă nu-ți revii, ești ca mort. Deci tu, bă, dar mă nevează că fac mereu așa. Nu știu, aici, pe piciorul, mă bate. De ce îi dă pe arca și mânca vaș? Da, mă bate. M-a bătut deja. E foarte nevanta la din spate. Mă uitam aici să zice ce m-a bătut. Good game. Da, bine, după cum vedeți, nu este la fel ca Clash Royale, dar este oarecum la fel. Sper să nu scadă arena. Hai să deschidem și chestul ăsta. Urară. Bun, lighting. Perfect. Da, și acesta este Piggy Bank. Îți trebuie gemul și dacă ai 300 și ceva de gemul, poți să-l deschizi și îți dă mai multe de gemuri. Deci, cred gratis, gemul gratis, nu? Bun. Hai să mai dau un battle. Și dacă mai aveți episoade din această serie, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe, să dați click pe acel rupze pentru a fi la curent cu toate episoadele mele. Cu toate. Bun, hai să așteptăm să vedem ce pune ăsta. Ok. Cred că nu pune nimica. A pus ăla, eu spun asta. Că ăsta dacă este atacat... Că dacă este atacat își revine în viață, dar dacă este atacat de mai mulți... Oh my fucking god, cât damage de ăla, bă! Oh my god... Cred că-s mort. Ești tu ce pune. Că-s mort. M-a bătut frate și ăsta, dar... Nu prea joc bine. Trebuie să mă bată. Tu știu cât damage de ăla, ulea. Bă, deci ăla cu coasa dă atât de mult damage, că... Uite, știu că n-am ce să-i fac, mâncavaș. N-am ce să-i fac. Bă, și tam cu ăla nesfirit, îi tangi. M-a bătut. Aolea, m-a bătut. Good game. Deci am scadat arena din primul episod, în puii mei. Ce n-ai bine? Dacă am scadat arena, ești nebun. Dacă fac 400, este mort. Și nu e bine. Că nu v-ați. Deci, după cum vedeți, apoi facem victory chest-ul. Mai trebuie două coroane și alea nu pot să le fac, că mă bate toți. Că n-am deck bun. Și n-am crezi bune. De level. Și mi-e crezi. Level 5. Du-te, mă, că nu mai am un joc. N-ai cum. Ok, hai să punem cartea asta. Barbarul. Barbarul de elită. Ce se pare că stai APC? Ok, le zicem și noi un temps.
bun, când la sărbatem. Și multe ori uite așa, am zis, mă, să câștig. Că nu prea. Apoi merge așa, cu asta 8. Da. Că asta cu alea ce, cu aia ce țin la mână, că nu știu 10. Dacă pui undeva să te potează așa, așa poți să faci un fel de tur. Adică dacă știi când să o pui, îl poate să dea, nu știu ce să zic, foc sau tank. Și poate să-l dea degeaba, că tu ți-ai teleportat efectiv armata pe alta aia. Da, bine, e bună asta. Ok, mai trebuie încă o coroană și facem victory chest. Acesta ne dă gemul și poate și o legendară. Dar nu cred că s-a arena 3, trebuie să fiu arena 4. Aolo, de ce dau mereu 2-2 ori? În fine. Da. Opa. N-am ce să pun. Că n-am elixir. S-ar putea să mă bată. S-ar putea să mă rupă în două. Și m-a rupt. Deja m-a bătut. Deci dacă aici, dacă nu ai elixir, te-a bătut ăsta. Bine, dacă ai săgețe de vreo mare ca mine, că ați văzut, am avut săgețe de vreo mare. Demonul, pupă bune, pune demonul. Demonul. Ai, după mie. Că barbarun, hai, dați acolo, rupeți mâncavaș. În jos, că l-a rupit, în jos, oh, perfect! Vedeți, a pus bomba aia degeaba și acum practic aia se duce pe turn. Dacă nu, în fine, se duce pe turn, da? Bun, hai să omorâm noi aceasta vrăjitoare că două comade de meci. Bun, hai să punem și noi ăsta, sper să ne pice. Bun, ne mai pica odată asta și o punem frumos aici, hop, perfect. Am mai făcut un tot, bun, să mai punem o dată asta aici. Și această vrăjitoare de splash, vedeți, omoară instant. Trebuie să punem pirata. Și pira de o gama de timp, adică vedeți, de omoară la din două lovituri. Ok, că am câștigat meciul ăsta și o să facem Cancestul. Bine, nu Cancestul. Victory chestul. E aici, deci nu e un text. Mamă, și-a avut ăla, tankul ăla, șmecher. Ăla de o gama de damage. Dacă nu ai un tank. Calm eu. Un victory chest. Cam așa arată victory chestul. Bă, doar două cărți, mă. O urmă de cărți. O norară! Rage! Oare ce face rage-ul? Bine, cred că îți dă rage. Am intrat din greșeală la meci. Fac, vreau să pun rage-ul în bloc. Dar, în fine. Bun, în fine. Hai să... Ce și-a pus, mă? Cred că și-a dat viață la turnul. După ce care era și level 5 și-a dat și viață. Și viață la turn, pui mei. De viață la turn. Viață la turnul vieții. De ce mi-a omorât ăla? Că nu e logic. Ce se întâmplă? De ce am pus ăla? Că l-am pus greșit, putuți. Jocul, mă, că deja mă nervez. Deci tu, de vedeți aia se regenerează și... Uite-și tu, se regenerează. Enervant rău. Enervant rău, acum are full viață, uite-ți tu. Fix atunci, bă! Da, deja e good game, m-a bătut. Asta e viața. M-a bătut. Plus de aici și ne-a bătut, nu? Uitați-vă ce face demonul ăla și toate unitățile alea. În fine, m-a și pierde. Dar ajunge extrem de rău arena 4. Castelul Plato. Ok, și mai face un victory chest. Dacă a venit. Bun, hai să ne punem regiul ăla în deck. Dar mai întâi să ne upgradăm ăștia. La level 4. Pe care e level 5. Bun. Level 5, perfect. Sunt mult mai puternici acum. Mă. Asta upgradăm și ăsta. O să băgăm un deck. Ok, în ce să-l băgăm? În loc de... Am 3 tanki. Care tank e cea mai prost? Cred că ăsta e cea mai prost, nu? Info. Viață 866, atac 94.
viața mea și a ta o sunt așa, că suntem mult mai bun, deci, dar o să fie cel mai seac, deci o să băgăm Regiu în loc cu... la ta în costă, să l-am. Ok, și o să vedem ce face Regiu. De fapt, e clar, după nume, că dă... dă un Regi și are ăștia mea repede, dar... o, dă... iar Regiu... văd că dau... ok? Bun, așteptăm. Frigos cum e. A pus ăla. Puneam asta. Noi punem pe pirata. Chiar... deci nu pune... level 5 la ăla, serios. Am prea murit ăla pe PF. Hai punem ăsta aici, care își reface viața. Dar și mult damage. Vedeți, nu ia... bă, nici un pic de viață nu ia lui aia mea. Uitați-vă și voi. Lol, ce tank e. Dacă și splash era aproape. Dacă dădea splash. Dăm și noi săgețile aici. Ok, dăm ăsta. Și cu Rage. Du-te, mă! Rage! Ce șmecher! What the... what the fuck? Ce naibie era aia? În fine, se pare că la meu e mort. Dar nu contează. Băgăm aici o de-asta. Încă o de-asta. Tancul ăla tot nu moare. Punem pirata, sper să o moare. Bă, uite, știu mă, că nu mă lasă să-i dau un pic de damage. Urăsc ăsta. Ieși. Ieși, nu. Da, ăla spațiu destul ca nu știu ce. Dar what the fuck, ce asta, băi? Bă, de ce se mișcă așa? Aoleo, m-a bătut. Perfect. Sunt mândru. De, bun. Poate pot să-mi revin, deși nu cred. Și posibil. Ne-am pierdut. Am pierdut. Asta e mai și pierzi. E cam uzat la tableta ta. Da, lasă ne bată. Îmi plec când a fi mai 12 minute. Bă, cam atât cu acest episod, că a fost Antonio, am scăzut o grămadă în trofee. Dar o să pesc eu off camera dacă pot. Da, și ne vedem data viitoare. Pa, pa!